Pasajul care face trecerea dintre municipiul Roman și satul Cotul Vameș este supus unei expertize care să certifice dacă acesta este sau nu un pericol pentru cei care îl străbat zilnic. O punte cu câteva scânduri lipsă și o nesiguranță la fiecare pas străbătut. Asta am reușit să surprindem testând puntea. Șubrezită și cu câteva scânduri lipsă, această punte care face legătura dintre municipiul Roman și satul Cotul Vameș este străbătută zilnic de tineri, de copii care merg la școală, de bătrâni, de toți cei care fac naveta între Roman și Cotul Vameș. Străbateți puntea des? Nu. Acum, ocazional. Cred că e două sau trei oară. Mi-a luat prietenii aici, stai și în capăt. Am înțeles, dar credeți că este periculoasă? Că ne uităm că mai sunt și câteva scânduri lipsă. Da, sigur periculoasă. Mă leză că sunt oameni cu merg cu bicicleta, greutate. Vă e frică să o străbateți, nu? Nu, nimic. Am văzut că vă țineți foarte grijulie. Fac un pic de sport. Fac un pic de sport pentru că sunt un pic bolnavă și am nevoie de sport. E cam cald, da, asta e mie înainte, ce să fac? Nu, am frică, nici nu-s din zonă, nu circul. Dar e periculoasă? Frică, e frică, trebuie să treci pe ea. N-ai, te duci pe la Horia, pe Pod, e greu. E scurtătura. Aici e scurtătura, e de-a dreptul. Da, aveți idee dacă au fost accidente, dacă a căzut cineva? Nu, accidente nu au fost. Dacă deci, trebuie schimbată o scândă? În urmă, a fost apa mare, s-a necat, nici nu era punte, era o punte. Am înțeles. Și dacă o scândură lipsește, cine o locuiește? Dumneavoastră din sat ați mai înlocuit vreo scândură? Primarul are un om care se ocupă de treaba asta. Cum se rupe, vine și înlocuiește. Am înțeles. Deci s-au mai înlocuit unde au fost probleme. Tot timpul se înlocuiește. E străbătută zilnic puntea, nu? Zilnic, zilnic, mai cu seamă, marța, vinerea, duminica. De copii care fac naveta, care merg la școală? Tot așa merg. Cei care lucrează la oraș? Tot. De când e făcută? Cam... Bicicletă. Cam câți ani să aibă? Asta e punte, băiatule. Vrei să te duci? Du-te pe punt, pe pod. Asta e copac, pentru pas. Ce naiba? Mergem înapoi sau mergem înainte? Aveți idee cam de câți ani e puntea asta? Cam câți ani să aibă? Păi are vreo 10 ani. Care este de fapt povestea acestei pasarele, ne-a povestit City managerul municipiului Roman. Că a fost făcută prin forții proprii, de către întreprinderea de țevi. La vremea respectivă, întreprinderea de țevi s-a hotărât să facă această punte. Că au zis, domnule, pentru angajații noștri, ea de altfel preluau cu autobuzele de la punte la țevi ca să facă naveta prin navetiști. Și ca să nu mai înconjoare prin zona de la pod, eu îl preau de la Cotul Vameș. Scurtătură. Da, o scurtătură. E făcută de fabrica de țevi, noi am căutat documentația la ei în arhive, n-am găsit-o. Acum îi facem, ea este un model standard, nu a fost făcut special pentru Roman. Și în condițiile astea, o trebuie să facem această expertiză. Ca să vedem dacă ea este funcțională și mai poate fi, mă rog, ce lucruri de întreținere ar mai necesita. Acum, cert este că cablul arată foarte bine. El a fost cablul galvanizat, deci când s-a făcut treaba, s-a făcut destul de bine. Și mai trebuie, într-adevăr, vopsit, puțin intervenit la tiranți, dar ca prezentare generală este o punte foarte solidă care încă își va face treaba mulți ani de aici încolo. Puntea se află în administrarea primăriei Horia. Cu toate acestea, primăria Roman spune că se gândește să acceseze fonduri pentru a o reabilita. Până atunci, responsabilă de un eventual accident este primăria Horia. Ea este pe raza de este în administrarea primăriei Horia. Noi am discutat cu domnul primar de mai multe ori, sigur că în momentul în care noi am stabilit că acolo va fi microhidrocentrala, vă dați seama că vom încerca să cooperăm pe viitor și să vă aducem, să o reabilităm înainte de a pune în funcțiune, pentru că după aia va fi foarte dificil, pentru că sub ea va fi lac. Făcut o expertiză pentru a vedea în ce măsură afectează lacul partea de punte, nu afectează în mod deosebit, o să mai fie niște consolidări la piloni, însă noi sperăm la anul să prindem niște bani să o reabilităm împreună cu cei de la Horea, în așa fel încât să fie funcțională în momentul în care vom pune funcțiune hidrocentrală. Până vom vorbi de o reabilitare, romașcanii care tranzitează zona punții dinspre Cotul Vameș încetinesc pasul la fiecare scândură care se mișcă sub greutatea corpului.